să amintire de la Rapid pentru tine? A, când a dat gol cu Uta. Cu Uta? Da. M-am bucurat foarte mult. Se vede acolo ce... A fost mișto. Mm. Și un moment mai greu la Rapid? Un moment mai greu? Cred că n-am prins play-off și la primul an când a fost. Da, că a început bine, așa. Mm-hmm. Echipa a jucat bine, nu a luat gol. Cred că ați avut vreo 6 etape care n-ați primit gol, nu? În anul ăla, când ați început, da. Cred, nu? Aveam un pariu, eu Sapunar, Grigori și Belu. Claudiu Belu. Da. Cine, care parte ia gol, plătești cu masă. Serios? Da. A, deci dacă s-o lua după partea ta, tu dădeai masă. Dacă s-o lua după partea lor, dacă s-o lua pe centru, plătea Sapunarul. Nu, dacă era eu Sapunar. Și dacă lua de la partea noastră și bandă stângă, plătea noi. Dacă era de pe partea aia, plătea. Ăilalți doi. Și a stat 6 meci, cred că aproape o lună fără să luăm un gol. Și zic, bă, hai să luăm un gol, dacă nu așa nu mâncăm nimic. Da, bună asta. Și după a fost așa un pic. Bine, că la vremea aia, la primul sezon, nici nu avea o bază unde ne antrenăm. Păi vă antrenați pe unde nimereați, da, pe unde era loc liber, da. Vă antrenați. A fost un sezon dificil ăla. Da, și a ajuns acolo, mai a câștigat niște meci, bătut pe FCSB. A fost mișto, a fost mișto. Avea, ne antrena, am niște terenul foarte greu. Cât e de important pentru jucători, pentru antrenori să aibă un vestiar, să fie un grup bun? Bine, acum, uite, aici, acolo la vremea noastră, când era acolo, avea mai mulți jucători, era 4-5 străini și aștept tot erau... Și restul români. Român. Adică eu și un băzac ca sunt român, că avem de mult timp aici. Dar acum sunt prea mulți străini, atunci e foarte greu să fie... Crezi că și asta e o cauză, că nu merg lucrurile, indiferent cât ar fi de valoros, sunt prea mulți străini? Da, poate să fie și poate să durează și să fie, să am o Cătărincă cu tine, ne toată lumea că acceptă și... Da. Adică dacă fac o glumă aici, o glumă acolo... Da, mai e unul care nu știe să supără sau și... ceva și pe urmă ăla te înjură, tu nu mai faci, tu și să strică atmosfera. Da, și la vremea noastră nu, ne cunoșteam mai multe. Eu a jucat cu Belu, Sapunaru, Moise, Bugaru... Și atunci era mai mulți așa că deja a jucat la Astra. Și Da. Și aveau... vă știați că dacă și mai venea 1, 2, 3, lua grupul și făcea Grigori și a jucat cu Sapunaru, cu Draghie, dar toți erau așa mai mulți prieteni. Mm-hmm. Și da, a fost un grup așa... Da, și a avut rezultate. Da, a fost rezultat. Și după cine a venit, a intrat repede așa la grup. Și... Da, dacă când vin 10 junior, când vin 10 deodată, ce faci? E foarte greu. Trebuie e greu, să aștepți, să dai timp, să poți să se cunoște băieți. De ce ți-a